De ce e toată chestiunea? Dacă vreți să existe respectul această masă, dacă nu vreți să existe respectul. Bine, mersi, de ce vrem în fiecare zi când ne întâlnim aici? După cum ați început, domnule președinte, aceste trenuri probabil așa o să fie. Deci probabil așa o să fie. O să ne structurăm în așa fel la fiecare proiect. Să vorbim de 15 minute. Fiecare câte 3 minute. Și facem un calcul la tot ce înseamnă asta și hai să vedem. Când o să vorbească între noi și cu consilierii PNL. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vreau să vă reamintesc un lucru sau să vă spun un lucru, că aceste prevederi și ceea ce am hotărât prin vot se referă la toți consilierii prezenți și nu numai la o parte sau la cealaltă. Toți intră în aceeași regulă și vor beneficia de aceleași reguli. Egal. Faptul că noi vrem să impunem regulamentul la respectare nu înseamnă că nu este democrație. Dimpotrivă, democrația are la bază reguli. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l acceptați, chiar dacă de cele mai multe ori nu vă convine, că majoritatea va decide indiferent cum e și indiferent când. Dar nu cu mângură. Și că da, că nu e niciun cu mângură. Doamna Vitin, v-am spus, vă rog să discutați cu colegii dumneavoastră să-și organizeze în așa fel discursurile, încât să puteți vorbi toți, nicio problemă. N-am spus că nu aveți dreptul să vă discuți. Aveți acest drept și le puteți exercita. Ei, și repet, și cu asta vreau să închei, că democrația nu înseamnă anarhie. Dacă ar fi necesar să vă reamintesc.